Bine ați revenit! Am înțeles din mai multe comentarii la unele videoclipuri că unii cred că gravitația și magnetismul sunt, dacă nu același lucru, măcar două fenomene înrudite într-un fel sau altul. Unii chiar confundă aceste interacțiuni, considerând că Pământul atrage corpurile de la suprafața lui și din jurul lui pentru că are un câmp magnetic. Așa că am gândit că n-ar strica să clarificăm lucrurile în legătură cu aceste fenomene. Cea mai importantă noțiune din fizică este interacțiunea. Fără interacțiuni n-ar putea exista nimic. Iar măsura interacțiunilor este forța. Orice fenomen sau corp există pentru că există interacțiuni. De pildă, atomii n-ar putea exista fără interacțiunile care le asigură stabilitatea, forțe atât de atracție cât și de respingere, sau sistemele cosmice, sistemele stelare, galaxiile, n-ar putea exista fără interacțiunea gravitațională. Într-un fel, fizica este știința care studiază interacțiunile și efectele lor. Universul, cu tot ceea ce cuprinde el, nu este decât o fantastică suprapunere de interacțiuni. Și acum cred că înțelegeți de ce sunt atât de preocupați fizicienii de descrierea interacțiunilor și de ce caută ei o teorie care să descrie toate interacțiunile. Pentru că o astfel de teorie ar explica totul. Ar fi teoria a tot ceea ce există, teoria întregului, teoria care sintetizează toate teoriile din fizică. Ar fi mama tuturor teoriilor. Există în universul în care trăim 4 tipuri de interacțiuni. Sigur, nu este exclus să mai existe și altele despre care nu știm nimic, din diferite motive. De pildă, poate că nu se manifestă la scara la care putem noi observa realitatea, universul, sau poate că se manifestă atât de slab încât nu le putem detecta, sau cine știe ce alte motive. Dar deocamdată cunoaștem 4 interacțiuni fundamentale și nu este exclus să fie singurele, le puteți vedea în acest tabel. 2 dintre ele se manifestă doar la scară cuantică, adică pe distanțe foarte mici, și le numim de aceea interacțiuni nucleare, deoarece putem observa efectele lor în nucleele atomului. Ele sunt forța nucleară tare și forța nucleară slabă. Și după cum vedeți, aceste forțe se manifestă, așa cum am spus, doar pe distanțe de 10 la minus 18, respectiv 10 la minus 15 metri. Dar fără ele n-ar putea exista atom. Deci nici noi, ca să discutăm acest lucru. Despre aceste forțe, însă, voi vorbi în alt material. Avem apoi 2 forțe care acționează la distanțe, teoretic cel puțin, oricât de mari. Ele sunt forța electromagnetică și forța gravitațională și despre ele voi vorbi azi. După cum vedeți, la modul general, nu vorbim separat despre interacțiunile electrice și cele magnetice, ci le spunem interacțiuni electromagnetice. Din mai multe motive, vă voi spune 3 dintre ele, dar întâi trebuie să vă spun un lucru foarte important despre interacțiuni, un lucru care este valabil pentru orice fel de interacțiune. Când 2 corpuri interacționează, ele interacționează prin ceva. Nu există interacțiuni prin nimic. Nu pot nici împinge, nici trage ceva dacă între mine și acel lucru nu este nimic. De aceea vorbim despre câmpuri. De pildă, un magnet poate atrage bucată de fier pentru că are în jurul lui un câmp magnetic, la fel cum pot să trag ceva spre mine pentru că am mâini. Același lucru în cazul respingerii. Între 2 magneți care se resping, există un câmp magnetic, iar câmpul magnetic se comportă ca un resort, care poate fi atât întins cât și comprimat. Am vorbit despre acest lucru în videoclipul Motorul Magnetic. Dacă vreți să-l vedeți sau să-l revedeți, găsiți linkul în descriere. Acest mod de interacțiune este adevărat pentru oricare dintre interacțiuni. Particulele sau corpurile care interacționează au întotdeauna între ele un câmp.
De pildă, Pământul și Luna se atrag deoarece între ele există un câmp gravitațional. Sau altfel spus, atât Pământul cât și Luna au în jurul lor un câmp gravitațional. Numai că apare evident întrebarea, dar ce sunt câmpurile? Câmpurile sunt forme de existență ale materiei. Când se reflectă în conștiința noastră, materia se poate manifesta ca particule, câmpuri, energie, unde și așa mai departe. Un câmp poate fi definit ca o proprietate a spațiului sau a spațiu-timpului care face posibilă o interacțiune. De pildă, în jurul unei particule cu sarcină electrică, să zicem un electron, spațiul capătă o proprietate care îl face capabil să formeze o legătură între acest electron și alte particule cu sarcină electrică. Iar prin această legătură, particulele se pot atrage sau respinge. Și acea legătură o numim câmp, în cazul de față, câmp electric. Acum voi încerca să explic de ce interacțiunile electrice și cele magnetice sunt două aspecte ale aceluiași lucru și nu sunt două interacțiuni diferite. Primul motiv este acela că atât câmpurile electrice cât și cele magnetice sunt produse de sarcini electrice. Nu există, din câte știm, sarcini magnetice, adică așa numiții monopoli magnetici. Al doilea motiv este acela că în jurul unei sarcini electrice putem avea câmp magnetic sau nu, în funcție de sistemul de referință pe care îl alegem. Dacă o sarcină electrică este în repaus față de noi, atunci observăm doar un câmp electric. Dar dacă sarcina începe să se miște față de noi, atunci putem pune în evidență și un câmp magnetic. Dar e mai interesant dacă vă prezint altfel lucrurile. Dacă o sarcină electrică este în repaus lângă un magnet, ea nu simte acțiunea unei forțe. Dar imediat ce se pune în mișcare față de magnet, apare o forță care nu exista până atunci, o forță de natură magnetică. Iar când sarcina se oprește, această forță dispare. Ca să generalizez, voi spune așa, putem alege un sistem de referință în care avem doar câmp electric, un alt sistem de referință în care avem doar câmp magnetic și un alt sistem de referință în care putem avea atât câmp electric cât și câmp magnetic. Și din această cauză, deși putem discuta separat despre interacțiunile electrice și interacțiunile magnetice, ele sunt mediate de același câmp pe care îl numim câmp electromagnetic. Al treilea motiv pentru care nu separăm interacțiunea magnetică de cea electrică este faptul că ecuațiile lui Maxwell ne arată că atunci când un câmp electric este în schimbare, variază, în jurul lui apare un câmp magnetic. Și invers, dacă un câmp magnetic este variabil, în jurul lui apare un câmp electric. Deci atunci când avem variații ale câmpurilor, nu putem separa interacțiunile electrice de cele magnetice. Și acum să vedem, pe scurt, ce știm despre interacțiunea gravitațională. După cum vedeți în tabel, această interacțiune este extraordinar de slabă în comparație cu oricare din celelalte trei interacțiuni. Este de miliarde și miliarde și miliarde de ori mai slabă, pentru că aveți acolo o rubrică care vă arată intensitatea relativă și după cum vedeți, ea este între 10 la 33 și 10 la 38. Deci oricare dintre celelalte trei interacțiuni este de miliarde și miliarde și miliarde de ori mai puternică decât interacțiunea gravitațională. Deși simțim în fiecare moment efectul gravitației, forța gravitațională este cea mai misterioasă dintre toate interacțiunile. Ca dovadă este faptul că, deși avem o teorie care descrie perfect efectele gravitației, teoria relativității generale, nu știm nimic despre mecanismul prin care apare forța gravitațională. În cazul celorlalte forțe, avem câte un model teoretic care le descrie cu ajutorul unor particule, care la rândul lor sunt excitații ale câmpurilor despre care am vorbit, pachete de unde care se propagă prin aceste câmpuri și se manifestă ca particule.
În cazul interacțiunii electromagnetice, de pildă, așa cum vedeți în tabel, particulele care mediază interacțiunile sunt fotonii, iar ei pot fi considerați pachete de unde care se propagă prin câmpul electromagnetic. Deci, conform acestor modele, interacțiunile electrice și magnetice au loc printr-un schimb de fotoni. În cazul interacțiunilor nucleare tari, particulele prin care se realizează interacțiunea sunt gluonii, iar în cazul forței nucleare slabe, interacțiunea se realizează prin particule pe care le numim bozoni. Dar în cazul gravitației, deși acceptăm existența unui câmp gravitațional prin care are loc interacțiunea, așa cum se întâmplă în cazul oricărei interacțiuni, nu putem pune în evidență particulele care mediază interacțiunea gravitațională. De aceea, deocamdată, cel puțin, acestea sunt particule ipotetice pe care le numim gravitoni. Nu putem pune în evidență gravitonii, dacă există, pentru că fiind vorba despre o interacțiune atât de slabă, și energia gravitonilor este extrem de mică. Gravitonii ar trebui să aibă masa zero, ca și fotonii, pentru că, după câte știm, interacțiunea gravitațională se propagă cu viteza luminii, ca și interacțiunea electromagnetică. Și numai particulele fără masă se pot propaga cu viteza luminii. Dar, deoarece nu avem mijloace tehnice să detectăm gravitonii, deocamdată existența lor este doar ipotetică. Ceea ce știm cu siguranță este faptul că orice masă, orice energie interacționează gravitațional cu altă masă sau energie. Și în cazul gravitației nu este nevoie de o proprietate specială, cum este sarcina electrică pentru câmpul electromagnetic, ca să apară interacțiunea gravitațională. Orice masă sau energie produce în jurul ei un câmp gravitațional și poate interacționa cu oricare altă masă sau energie din univers. N-are importanță despre ce fel de substanță sau energie vorbim, ceea ce contează este doar masa. Dacă Pământul, de pildă, ar fi din fier, dar ar avea aceeași masă pe care o are acum, bineînțeles, în cazul ăsta ar fi mai mic, pentru că fierul are densitatea mai mare decât densitatea actuală a Pământului, Luna s-ar roti exact la fel în jurul Pământului, traiectoria ei nu s-ar schimba, pentru că ceea ce contează este doar masa. De aceea, gravitația este o proprietate generală a Universului. Este ceea ce au în comun toate cele ce există, pentru că tot ceea ce există are masă. Acum s-ar putea să spuneți, cum rămâne cu fotonii? Am spus că n-au masă. Atunci m-ați putea întreba, fotonii nu există. Fotonii nu există în repaus. Ăsta este sensul afirmației că n-au masă. Fotonul este în mișcare față de oricine, în orice sistem de referință, cu viteza luminii. Deci nu există fotoni în repaus. Dar când sunt în mișcare, pentru că transportă energie, interacționează gravitațional ca oricare corp, pentru că energia se manifestă întotdeauna și ca masă. Dacă vreți să știți mai multe despre asta, puteți urmări videoclipul Fotonul, găsiți linkul în descriere. Și acum putem în sfârșit lămuri problema de la care am plecat. Pământul are atât un câmp magnetic, cât și un câmp gravitațional. Că are un câmp gravitațional, e normal, orice masă produce în jurul ei un câmp gravitațional. Dar câmp magnetic putea să aibă sau nu. De fapt, au existat și vor mai exista în istoria Pământului perioade fără câmp magnetic. Pământul are un câmp magnetic pentru că are un nucleu alcătuit în mare parte din fier și mișcarea și cristalizarea acestui fier lichid produce curenți electrici care la rândul lor produc un câmp magnetic. Dar să revenim la câmpul gravitațional. Orice corp are un câmp gravitațional în jurul lui, dar în cazul corpurilor cu mase comparabile cu masa noastră, acest câmp este atât de slab încât nu poate fi pus în evidență decât prin mijloace tehnice sofisticate. În schimb, în cazul corpurilor cerești, stele, planete, sateliți ai planetelor și așa mai departe,
masa este atât de mare încât efectele câmpului gravitațional pot fi puse în evidență de oricine și cu cele mai simple mijloace. Corpurile cad atunci când suntem pe suprafața unei planete sau satelit, datorită atracției gravitaționale, nu datorită câmpului magnetic pe care îl au acele corpuri cerești sau nu-l au, după cum veți vedea imediat. De unde știm? Se pot aduce o grămadă de argumente. De pildă, un câmp magnetic poate produce o forță de atracție doar asupra materialelor feromagnetice. Ați văzut magnet care să atragă hârtie, plastic, lemn, muștar, aer. Dar Pământul atrage toate astea. De fapt, atrage orice, așa cum face doar forța gravitațională. Un alt argument este următorul. Există planete și sateliți care n-au un câmp magnetic, de pildă Marte și Luna. Probabil au avut cândva un câmp magnetic, dar fiind mai mici decât Pământul, nucleul lor s-a răcit mai repede și s-a solidificat. Dar cu toate că Luna n-are câmp magnetic, 12 oameni s-au putut plimba pe suprafața ei și alții vor putea face același lucru în curând. Am vorbit despre acest lucru în videoclipul Artemis 1 din seria Știri din Știință. Cu toate că Marte n-are câmp magnetic, roboții de explorare care au fost trimiși acolo s-au putut plimba, s-au putut deplasa pe suprafața planetei fără probleme. Au simțit atracția planetei Marte. Alt argument, în perioadele în care Pământul n-a avut câmp magnetic, toate corpurile au rămas la locul lor. N-au zburat în cosmos datorită rotației Pământului. Iar Luna s-a rotit exact la fel cum se rotea când exista câmp magnetic, deoarece câmpul magnetic al Pământului n-are niciun efect semnificativ asupra mișcării Lunii. În concluzie, corpurile cerești atrag corpurile din jurul lor și se atrag între ele, nu pentru că au, mai ales că unele nici măcar n-au, câmp magnetic, ci datorită atracției gravitaționale. Atracția gravitațională n-are nicio legătură cu magnetismul, ele sunt interacțiuni diferite și pot exista separat. În încheiere vreau să mai spun un lucru. Mai există o concepție greșită despre câmpurile care mediază interacțiunile, și anume că trebuie folosit o sursă de energie pentru a le menține. După cum am spus, un câmp este o stare a spațiului sau a spațiu-timpului mai general, o stare care apare în jurul unui corp care are o anumită proprietate, de pildă sarcina electrică sau masă. Și așa cum nu e nevoie de energie pentru a întreține o sarcină electrică sau o masă, nu e nevoie de energie nici pentru a menține un câmp electric în jurul unei sarcini electrice sau un câmp gravitațional în jurul unei mase. Așa cum nu e nevoie de energie pentru a întreține existența unui electron, nu e nevoie de energie nici pentru a întreține câmpul electric din jurul lui, pentru că și electronul și câmpul electric din jurul lui sunt forme de existență a materiei. Nu e unul mai real decât celălalt. Dacă ați crezut că magnetismul și gravitația sunt cam același lucru, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!